Haideți să citim câteva versete în această seară din Matei 25. Textul întreg ar fi 14 la 30, dar voi citi doar câteva versete. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecărui după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel care primise cei 2 talanți a câștigat cu el alți 2. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Până la urmă citesc tot textul. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului său. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Luați locul, vă rog. Mulțumesc fratelui pastor Groză pentru invitația făcută să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară la Golgota. Am primit-o cu bucurie, deși a fost un fel de surpriză, și mă bucur să văd modificările care le-ați făcut. Cred că am fost aici înainte de COVID cu mulți ani și cred că odată fratele Benoni Ardelean și Alina mi-au spus: să vezi ce frumos arată biserica acum cu toată. Și într-adevăr este așa, ca un mic juvaier. Domnul să vă binecuvânteze. Și m-am bucurat și de închinare și mă bucur să fim în casa Domnului. Am zis ca în seara aceasta să aduc un mesaj și titlul mesajului meu este Între timp. Și sper să vedeți de ce îi spun astfel. Dar înainte aș dori să aduc și eu câteva saluturi. Un salut de la Biserica Providența din București, care este a doua biserică baptistă română. Știți, prima biserică din București a fost Biserica Germană, dar aceasta s-a disipat și prin anii 80 ultimii membri s-au dus. Cred că a mai trăit o soră și după anii 90, dar biserica a fost preluată de o altă biserică, care noi îi spunem acum Popa Rusu Betania, dar nu e o legătură între cele două, deci nu este prima biserică română, pentru că prima biserică română a fost Golgota, de pe strada Titulescu. Și pentru că mulți ardeleni și bănățeni au venit în București după Marea Unire ca să lucreze, s-au mutat mulți din cartierul acesta Ferentar, că era un cartier mai sărac în sudul orașului, erau niște vii și astfel cei din Golgota la un moment dat au spus: e prea mult de mers până acolo, să ne facem și noi o biserică acolo. Și s-au făcut această biserică care se numea Ferentari, cum era la noi pe vechi. Bisericile erau după străzi sau cartiere, acum sunt după nume biblice. Și anul viitor sărbătorim 100 de ani. Golgota sărbătorește vreo 114-15. Deci primiți salutul bisericii noastre. O păstoresc cu doi colegi mai tineri, fratele Sorin Bădrăgan, care este și președintele cultului, și fratele David Tătar. Și ne bucurăm că Domnul ne-a pus în acea zonă de sud a Bucureștiului, noi mai spunem Ferent, Texas, pentru că are o reputație dubioasă, deși acum în ultima vreme lucrurile s-au îmbunătățit, pentru că nu-i departe de centru și mulți oameni s-au mutat acolo preferând să-și facă niște case, chiar dacă sunt pe terenuri mai mici, decât să stea în cartierele mari. Vreau de asemenea să aduc salutul Alianței Mondiale Baptiste. Unul din joburile mele, singurul job al meu este să duc saluturi. Deci cam asta face vicepreședintele, nu este
Reprezentativ e important, dar așa nu e un job, este mai mult o chestie de încurajare. Și vreau să vă aduc două motive de rugăciune. Și amândouă sunt legate de pace. Să ne rugăm Domnului să aducă pace. Primul motiv este cum vă așteptați Ucraina, pentru că situația de acolo continuă să fie complicată și să ne rugăm ca Dumnezeu să dea pace, să ducă la încheierea acelui război nedrept. E complicat să ne gândim cum se poate întâmpla, dar așa cum ne-am rugat pentru frații, pentru fratele care urmează să fie operat și pentru alți frați sau surori care au nevoie de vindecare din partea Domnului, să ne rugăm și pentru pace. Și să ne rugăm și pentru pace în Israel. Eu n-am știut, dar de vreo 10 ani am aflat, că de fapt în Israel există o uniune baptistă, se numește o Asociație a Bisericilor Baptiste din Israel și are 17 biserici. Dar acestea sunt biserici toate formate din arabi. Israeliți, evrei care devin creștini, de obicei devin creștini mesianici, nu devin baptiști. Nu știu din ce motiv. Dar arabii au biserici baptiste și au aproape 100 de ani uniunea lor. Au fost misionați de baptiștii de sud și ei au început lucrarea acolo. Și în Nazaret, îl cunosc pe liderul de acolo. Și sunt două tipuri de biserici. Sunt biserici de... E foarte complicat Israelul. Nouă ni se pare că e simplu. Deci, biserici de arabi care sunt cetățeni ai Israelului și biserici de arabi care nu sunt cetățeni ai Israelului, sunt palestinieni. Și trei dintre bisericile baptiste sunt în Israel pentru cetățeni israeliți și 14 sunt în teritoriile palestiniene. Și una dintre ele este chiar în Gaza, o biserică mică baptistă, unde și spitalul care a fost bombardat se numea Baptist, pentru că a fost fondat de baptiști, deși acum l-au predat anglicanilor, că nu mai aveau personal acolo. Și înainte de conferința națională am scris și fratelui Igor Bandura din Ucraina și acestui frate Badr Mansur din Nazaret să-mi spună pentru ce să ne rugăm. Și cei din Ucraina au spus că vor o pace dreaptă și cei din Israel și ce au spus, vrem o minune. Pentru că noi nu credem că omenește vorbind se mai poate face pace, așa de multă ură, vrem o minune. Și când am vorbit cu fratele ăsta prima dată, acum vreo 15 ani, mi-a spus, măi, e foarte greu să spui că arab, că ești în Israel și că ești... Zice, dacă vrei să-ți închipui o minoritate, noi suntem minoritatea minorității minorităților. Pentru evrei suntem răi că suntem arabi. Pentru arabi suntem răi că suntem creștini și nu musulmani. Pentru creștini, care majoritatea sunt catolici și ceva ortodox, suntem răi că suntem baptiști. Atunci toate oalele se sparg în capul nostru. Dacă se întâmplă ceva, ăștia-s de vină. Și de atunci am legat o prietenie cu acest frate și am început să înțeleg mai mult dinamica situației de acolo, care este atât de complicată. Dar Domnul nostru este un Domn al păcii. Și El poate să aducă pace acolo și să ne rugăm pentru acest lucru. Dacă ne întoarcem la capitolul 24 din Matei, am citit din capitolul 25, vedem că acolo Domnul Iisus le vorbește ascultătorilor despre sfârșitul lumii și face un discurs chiar în fața templului din Ierusalim. Este vorba despre sfârșitul lumii așa cum o știau ei. Știu că mulți interpreți proiectează textul acela într-un viitor escatologic nedefinit, dar părerea mea aici este că ei știau de la ce se referă Domnul Iisus Hristos și generațiile care au citit și-au dat seama că ce s-a referit Domnul Iisus Hristos era adevărat. El vorbește despre distrugerea templului, despre dărâmarea Ierusalimului și ce impact va avea lucrul acesta asupra poporului Dumnezeu. Și noi știm că toate aceste lucruri s-au întâmplat în anul 70, când revolta aceasta de naționaliști evrei, Macabei, s-au ridicat împotriva romanilor și au încercat, printre ei erau și zeloți, au încercat să îi dea afară, romanii au venit cu armata, era împăratul Titus și au încercut Ierusalimul și Titus a distrus Ierusalimul într-o luptă sângeroasă.
Dacă sunteți tineri și, nu știu dacă nu sunteți tineri, dacă sunteți interesați, e o istorie scrisă de Suetonius despre ce s-a întâmplat acolo și veți vedea că limbajul folosit de Domnul Iisus se regăsește în modul acesta în care pe străzi curgea sânge și toți fugeau de Ierusalim. Mai este un episod interesant că mulți au fugit într-o fortăreață, dacă ați fost prin Israel, sunt mulți care merg, care se numea Masada. Și asta era o fortăreață construită undeva în munți și au făcut o rezistență acolo și era așa de greu de abordat încât romanilor le-a trebuit nu știu câți ani să facă o rampă. Deci au făcut realmente o rampă din... Da, să nu vă închipuiți, e vorba de 200 de metri înălțime și au făcut o rampă de un kilometru și ceva ca să meargă și să-i cucerească. Și când s-au dus acolo, toți cei de sus s-au sinucis, practic, ca să nu cadă pe mâinile romanilor. Dar nu asta este tema. Eu zic că Domnul Iisus le spune ucenicilor că se va întâmpla ceva. Ei nu știau exact. Noi acum ne uităm în urmă și vedem că a fost acest eveniment. Dar întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos cumva o pune implicit ucenicilor, rămâne valabilă și după căderea Ierusalimului. Vedeți, întrebarea este, astea se vor întâmpla, dar noi ce vom face între timp? Dumnezeu a avut o inițiativă a întrupării ca să deschidă omului o oportunitate de a se întoarce la El. În Vechiul Testament erau ritualuri, în Vechiul Testament era legea, în Vechiul Testament erau sărbătorile care se țineau, dar a venit Domnul Iisus, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. Și prin Domnul Iisus Hristos, vedem mai ales de la Apostolul Pavel, că s-a declanșat în istorie un proces. Un proces care se va încheia cu întemeierea împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, evreii mereu au așteptat ca Dumnezeu să restaureze împărăția davidică. Și ei și-au imaginat-o în termenii experienței lor ca popor. Adică tot evrei, tot după religia lor, tot pentru ei, ceilalți, dacă vor să vină, să treacă prin filtru iudaic. Și vedem în primele secole că Pavel, scrind celor de la Roma, celor de la Galatia, tocmai asta spune, acum Dumnezeu lucrează altfel. Dumnezeu prin Hristos a deschis ușa către toți. Și acest proces este începutul împărăției pe care Domnul Iisus Hristos a inaugurat-o. El a spus, împărăția lui Dumnezeu este acum în mijlocul vostru. Și bineînțeles că până la urmă ea va culmina într-o creație nouă în care domnia lui Iisus Hristos este recunoscută de toți. Și așa cum contemporanii lui Iisus trăiau în prezența sa și contemplau această amenințare a căderii Ierusalimului, și noi trăim, de fapt, în așteptarea împlinirii vremurilor. Și pentru ei acum și pentru noi astăzi trăim între timp. Între timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat și sfârșitul împreună cu El pe care El ni l-a promis. Este o idee foarte interesantă că, vedeți, noi nu avem decât un timp care ni s-a dat. E o diferență fundamentală între noi și Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care dă timpul. El nu depinde de timp. Nouă ni se dă timpul. Noi avem început, avem sfârșit. De aceea, Dumnezeu, când ne face o promisiune pentru un anume tip de sfârșit și pentru un anume viitor, este un lucru extraordinar. Cine poate să ne facă nouă promisiunea unui viitor în afară de Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos explică ucenicilor săi că ei trăiesc între timp. Și că atunci când trăiești între timp, nu trebuie să fii pasiv. Trebuie să faci ceva. Și putem și noi să învățăm din acest lucru. Și a treia pildă, cea care am citit-o, se concentrează asupra acestor responsabilități. Cum trăim între timp? Și găsim în Scriptură oameni care ne arată cum trăim între timp. Mi-aduc aminte când eram tânăr la noi în biserică. Biserică, aveam ceva scaune, dar erau foarte multe bănci de astea, fără spătare, destul de... Și copiii stăteam în față, erau băncuțe de astea.
Și avem niște cărți de cântări pentru copii. Se numeau Harfa Copiilor. Și știu că erau și niște Noua Testamente, așa mai roșii, cu erau ceva poze. Erau cu un înger, cu o sabie, nu mai țin minte. Erau ceva poze acolo. Deci, ca gen gravuri, nu erau poze făcute în cartea asta. Și mă uitam. Dar îmi plăcea o cântare foarte, foarte mișto, cum am spune noi prin București, da? De copii. Și asta este Acceleratul vine. Nu știu dacă știe cineva cântarea asta. Da, acceleratul vine, ce merge către cer, el intră în stațiune, pe drum, el cânt prost, pe drumul cel de fier. Voi copii, vă grăbiți, în vagon vă suiți. Și era excelent, erai copil și te gândeai că ești la gară, stai să vină acceleratul și mergi la cer. Într-un sens este minunat. Pe de altă parte, era un îndemn să nu faci nimic. Dacă ești în gară, ai biletul, sănătate. Ăilalți care n-au bilet, treaba lor, să-și facă rost. Noi suntem și noi ce facem? Așteptăm să vină trenul. Poate are întârziere, nu e nimic, noi suntem asigurați, stăm acolo, mâncăm semințe, că la ferătare așa era. Facem ce putem, dar vine acceleratul să mergem către cer. Și între timp, noi nu facem nimic. Și pentru mulți creștini, asta a devenit viața creștină. Facem o insistență foarte mare să oamenii să vină la Hristos, corect, să scape de pedepsă, corect, să nu ajungă în iad, corect. Și după aia, când se botează și când intră în biserică, găsim un loc care devine sfințit și dacă stai cumva în locul cuiva, ăla ești, da? De ce? Pentru că doar de pe locul ăla aștepți acceleratul. Nu poți să stai pe alt loc să aștepți. Dacă îți ia cineva locul, dacă nu prinzi acceleratul, că tu știi pe unde vine, nu? Și s-a dezvoltat așa o cultură a pasivității, că noi nu trebuie să facem cea. Asta cu locurile, vă spun, eu mă bucur că la voi aici nici nu mai puteți să stați, că cine s-a gândit bine, dar în București, la noi și acum un pic. Jos, surorile stau pe o parte, bărbații pe alta, dar la balcon stau împreună. Nu știu ce spații sunt astea, de ce la balcon domnul îngăde, jos nu îngăde, știi? Dar așa este, știți? M-am dus odată, s-a mai eliberat și la, nu suntem chiar așa, să nu ziceți, știi? M-am dus la o biserică, la Golgota m-am dus, cu mulți ani în urmă și acolo e strict și sunt persoane care te ajută să înțelegi că nu stai unde... Și eram cu niște surori din America și eu traduceam. Și m-am așezat la surori să le traduc. Și a venit fratele responsabil, mi-a pus mâna pe umăr și mă trage înapoi când mă întorc și mă vede pe... Oh, pace, frate Oti! Ce ne bucurăm că ați venit la noi! Mă gândeam, dacă nu era fratele Oti, spunea, voi, frate, du-te la frați, ce stai la surori, știi? Bun, asta e cultura noastră și nu trebuie nici să o exagerăm, da, mulțumesc! Asta e cultura noastră și nu trebuie să o accelerăm. Dar ideea din spate, ce facem între timp, rămâne o idee valabilă, o întrebare valabilă. Ce identitate construim noi în perioada aceasta în care așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să vină, ca promisiunea Lui să se împlinească? Dar noi trebuie să fim conștienți că Domnul Iisus Hristos a venit, nu? El a spus, judecata lumii acestea a început deja, prin însăși prezența Lui. El spune, împărăția Lui Dumnezeu a încolțit deja, dar ea se va împlini. Deci noi trăim între timp, dar nu trăim în peron, în gară, trăim în împărăția Lui Dumnezeu. Și asta este provocarea pentru noi. Cum trăim în absența Lui Iisus? Din pilda noastră aflăm că stăpânul a plecat, a pus la dispoziția robilor săi resurse, unii au avut mai multe, alții au avut mai puține, dar toți au primit câte ceva. Și odată cu aceste resurse, care ne asigură evanghelistul, au fost după puterea lor. Asta e un comentariu al evanghelistului care ne spune că Domnul îți dă cât poți să cari, nu neapărat mai mult. Dar interesant că termenul folosit îl vedem noi de bani, dar știți că limba greacă, nu trebuie să vă dau că aveți aici și colegi profesori și știu eu, talent, talent, cam de acolo vine, da? E cam același cuvânt, da? Dar ce înseamnă asta? Stăpânul dă fiecăruia o capacitate să facă ceva. Și nu contează cât te simți tu de puternic sau de slab. E interesant, știți, că uneori
problema care ne oprește să facem ceva este că nu știm să facem ceva sau că nu credem că putem să facem ceva. Și atunci devenim pasivi. Dar vreau ca în seara asta să fiți încurajați. Dumnezeu ți-a dat și ție ceva. După puterea ta. Într-adevăr că ar trebui să ne încurajăm unii pe alții. Știți, era un banc când a venit, cum îl chema pe cosmonaut ăsta român care a fost Prunaru. A venit Prunaru din spațiu, știți, și a venit la interviu acolo și era cu reporter, nu știu ce, și întrebau cum a fost, frumos, nu știu ce, primul cosmonaut, și au văzut că degetele erau vinete. Și zice, da, de ce ai degetele vinete? Cumva a fost acolo ceva accident? S-au spart mânușile? Și zice, a, nu, dar acolo, când eram acolo, vreau să pun și o mână, s-a fost pe un buton ceva, și era un băiat cu băț și cum punea mâna, jap. Deci vrea să facă și el ceva și nu-i dădeau voie și dădeau până iau vineții mâinile. Și nu așa se întâmplă și la noi în biserică. Vrea cineva să facă ceva și cineva se găsește. Nu așa, nu așa. Și ne descurajăm unii pe alții. Și atunci lumea zice, băi, decât să-mi zică cineva că nu-i place ce fac, eu mai bine nu fac. Și ajungem din nou pe peron. Așteptăm să vină accidentul, dar noi nu facem nimic între timp. De aceea spun, Dumnezeu a pus în tine o capacitate să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Talentul tău e talentul tău. Da? Și atunci, ce poți să faci tu pentru contribuție la împărăția stăpânului? Și o problemă că este că mulți oameni se uită la credință ca la ceva teoretic. Și asta s-a împământenit la noi. Să ai credință înseamnă să știi. Facem studii. Păi studiul biblic e foarte bun, dar nu e suficient doar să știi, trebuie să și faci. Eu am fost inginer la prima meserie și eram inginer mecanic, dar pentru utilaje de construcție. Și când m-am dus la prima dată la servici, ca să... Era un maestru care era șef și eu venind ca inginer ăsta se temea că vin peste el, deși eu nu aveam nicio intenție, dar în sfârșit. Și m-a dus într-o secție unde era un buldozer desfăcut. Eu n-am văzut decât poze cu buldozerul până atunci. Și n-am fost niciodată mai aproape la 20 decât de 10 metri de buldozer, deci nu. Și asta era totul desfăcut. Și vine șeful de echipă de acolo și spune, domnul inginer, nu știu ce să facem. Are o problemă și nu. Și mă uitam exact ca vițelul la poarta nouă, cum se zice. Știți, mă uitam, nu știam. Și noroc că ne învețaseră la facultate și l-am întrebat pe domnul ăsta, domnule, ce categorie? Șaptea specială, erau cei mai tari muncitori. Și zic, și dumneata nu știi ce are buldozerul ăsta? Eu spun. Dar înseamnă că ți-ai luat examenele incorrect și te pun din nou să dai examene. A, am glumit, domn inginer! Dar realitatea este că eu nu știam. Făcusem 5 ani de facultate și nu știam ce să-i spun, pentru că n-aveam niciun pic de experiență. Era aici, dar te uiți la cineva cum sudează o poartă. Încearcă să vezi, că nu-ți iese. Te uiți la cineva cum dă cu mistria și te încuiește. Încearcă să faci, că nu-ți iese. Dacă nu faci, a venit un frate rom, Gabor, la noi la biserică, să ne facă niște solzi, așa, pe... Și stătea într-o zi în curte și mă duc pe acolo, ce faci? Păi, fac solzi. Și avea niște romburi de metal, ținea mâna, clic, 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 clic. Și zic, da, așa ușor se face. Și încearcă. Am încercat vreo 4, mi-a rupt degetele, n-am făcut niciunul. Trebuie nu numai să știi despre Iisus, trebuie să-L urmezi pe Iisus. Nu trebuie doar să știi despre credință. Trebuie să și trăiești viața de credință. E important să știi lucrurile, dar ea trebuie să se regăsească în viață. Vedeți, multe războaie din Europa au fost făcute de creștini. S-au bătut catolicii cu protestanții, după aia protestanții cu anabaptiștii. Și acum în Europa nu se bat nordicii, despre care noi spunem ăștia și-au pierdut credința, nu mai au niciun Dumnezeu. Ați auzit că suedezii vor să se badă cu norvegienii? Nu, de ce? Că ei au lucruri de făcut mai bune și să trăiască bine, să, nu? Cine se bate? Rușii cu ucrainienii, care sunt cei mai credincioși. Dacă vă uitați, 99% sunt creștini. Deci lupta este între două popoare creștine. Uciderea de milioane de evrei de regimul nazist a avut loc sub ochii creștinilor. Europa era creștină și biserici de acolo au biserica luterană și chiar și baptiștii. S-au făcut că nu văd. Robia iubagilor și a țiganilor până în secolul XIX,
pe teritoriile țărilor românești a avut loc cu participarea bisericii majoritare. Ei stăpâneau satele unde erau ăștia iobagi, adică sclavi. Creștinismul n-a fost întotdeauna doar despre a ști, ci în primul rând despre a face. De aceea Domnul Iisus Hristos, când îi cheamă ucenicii, spune: veniți după mine. Nu i-a spus: veniți și mergeți la bibliotecă la Ierusalim sau la Alexandria, citiți mult despre creștinism și așa o să fiți creștini. Nu, veniți după mine. Și chemarea lui Iisus nu are ca scop informarea noastră. Din nou, e important să o avem. Ci în mod deosebit ca să facem ce ne-a încredințat El pentru împărăție. De aceea, primul lucru pe care am vrut să vă spun este că e important să-ți folosești talentul. Oricare ar fi acela și oricât de nesemnificativ ți se pare. Știți, eu am crescut ca copilul unui păstor și nu e întotdeauna simplu, că toți au așteptări de la tine, ori tu ești ca orice copil, deci nu ești mai bun ca ei cu nimic, poate mai rău uneori. Și mereu eram chestia asta, mai ales când eram mai mic: domnule, ce mă cheamă Domnul să fac? Și că așteptam ca cineva să-mi dea de citit vreo 4 pagini, să citesc acolo și să-mi dea o ecuație, poate la sfârșit, că eu știam mate, că eram pe real, și de acolo să-mi reiasă ceva. Uite, faci asta, asta și asta și gata. Nu e așa. Domnul îți deschide uși, Domnul îți dă daruri, Domnul te face să vezi nevoi. Te duci, te implici și vei vedea că Domnul te va folosi. Și, deci, ideea asta, ce facem, e una, dar cum trăim în așteptarea lui Iisus devine o problemă de identitate. Că vedeți, cel care a zis: domnule, eu nu mă bag cu șeful ăsta, că e om aspru, așa, îi țin banul să nu-l pierd și îi dau înapoi. Ceilalți care au zis: domnule, șeful mi-a dat o oportunitate, îl investesc, încerc să fac ceva, ei au fost răsplătiți. Evanghelia vine cu acest mesaj, că noi ne putem transforma dacă acceptăm să ne transformăm. Nu doar să știm. Pocăința este începutul, dar apoi urmează înțelegerea, urmează practica. Nu putem să fim biblici dacă nu citim Scriptura, dar nu putem să fim mai buni dacă nu exersăm bunătatea. Degeaba citești Biblia și afli de acolo și dai lecții altora cât de bun și când încolo tu, când e momentul să ierți pe cineva, să... Știți că avem acum prin biserici și o jandarmerie spirituală. Oameni care cu asta se ocupă, știi, deci ei sunt la vânat de, știi, și cu radarul te amendează. Dacă, apac, frate, dacă te duci și verifici ce face și el, nu-i convine, sau ea, știți, nu numai de frate, și de sură, să știți, aici, nu discriminăm, da? Dar noi putem să devenim ce ne cheamă Domnul să fim, doar ca ucenicii lui Hristos. Și aici acest aspect al uceniciei, care este practic, să fii ucenic înseamnă să ai grijă să urmezi maestrul tău. Să faci ceea ce te învață el să faci. Și de aceea, vedeți, identitatea noastră creștină nu este în primul rând confesională. Eu sunt baptist de la Providența, voi sunteți baptiști de la Golgota, voi sunteți baptiști bănățeni, eu sunt baptist regățean, părinții mei sunt baptiști ardeleni și noi nu mai știm ce să chem. Nu! Identitatea noastră este de ucenici ai lui Iisus Hristos. Eu în primul rând sunt creștin și după aia român. De aia eu nu cred, eu nu fac politică, de aia nu cred în naționalism creștin. Nu există așa ceva. În primul rând suntem creștini. De aia sunt frate și cu rusul, și cu americanul, și cu, care e creștin, și cu chinezul. De ce? Pentru că identitatea mea este în Iisus Hristos. Normal că prețuiesc faptul că sunt român, că vorbesc limba asta, îmi plac sarmalele, nu-mi place sushi, da? Dar asta e secundară, frați și surori. Eu sunt creștin, sunt copilul lui Hristos. Dar noi adesea încercăm să ne identificăm negativ față de ceilalți. Noi protestanții nu suntem catolici, catolicii nu sunt ortodoxi, cei care au conducere piramidală nu sunt ca cei care au conducere mai democrată, ca la noi. Cei care sunt carismatici nu sunt ca cei care nu sunt. Și tot așa. Eu nu fac aici o pledoare ca să acceptăm orice. Dar trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este mai mare și decât Biserica Golgota, și decât Biserica Providența, și decât Uniunea Baptistă din România. Doamne, să nu mă audă jandarmii că o pățesc, da? Glumesc. Nu-i chiar așa, frate și sură. Nu-i chiar așa, da? Și cu mine e greu, și pentru jandarmi, știți? Adică nu mă las, deci... Da.
Și astfel, în loc să acceptăm că toți suntem creștini, acceptăm diferențele și încercăm să-i forțăm pe ceilalți să fie ca noi, pentru că noi credem că suntem mai buni. Știți, asta mi-a atras atenția când a fost acum un an și ceva, au fost niște filme despre corupție prin biserica majoritară cu bani, emisiunea asta de la Recorder, știți? Vreau să spun ceva, dacă vă uitați la niște statistici, generația mea, am 64 de ani, am crescut în vremea de atunci, o știu, și sunt obișnuit cu merge și așa. Deși nu-mi place și eu nu prea accept, dar știu ce înseamnă asta. Dar generația care acum are între 25 și 35 de ani, nu e obișnuită cu asta. Și nu vrea. Pentru mine, corupția e rău, era, dar înțeleg motivele pentru care există. Pentru generația lor, este a doua preocupare după sănătate, corupția din țara aceasta. Uitați-vă, aveți tineri aici din generația asta. Pentru ei, existența corupției este o mare problemă. Și este o mare problemă, că datorită corupției nu progresăm. Auziți vreo biserică că iau atitudinea împotriva corupției? Da? Ați auzit de copilul ăla care a fost vândut de taică-su la muncă și când venea acasă îl ținea în cușcă? A fost la televizor, la emisiune. Copii minori. La noi avem o școală, școala Rut, cu copii din cartier mai săraci, mulți dintre ei din familii de romi. Între a șasea, aproape toate fetele dispar. Pentru că părinții vor să le mărite și trebuie să le mărite în neam ca să-și ia banii. Pentru că o fată care se mărită în neam aduce bani părinților și ea devine un fel de rob domestic, pentru că acolo spală, gătește, curățește tot, unde se duce nevastă. Băieții-s trimis la cerșit, la furat. Ați auzit pe cine? Noi ne preocupăm că în alte țări organele de protecție a copilului au luat copii pentru că i-au bătut părinții și întotdeauna statul poate fi abuziv. Dar ați auzit pe cineva în România unde abuzul domestic față de copii, față de soții, este la cotele alarmante? Ați auzit pe cineva că se plânge de asta? Nu! Ne-am obișnuit! Dar cei tineri nu vor să trăiască așa. Cei tineri vor altfel. Și eu cred că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie nu să accentuăm diferențele dintre noi, ci fundamental să venim împreună ca să slujim împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea identitatea creștinului trebuie să fie dată de slujirea pe care o face ca ucenic. Și această slujire trebuie să țină cont că noi trăim între timp. Și ce înseamnă treaba asta? Că nu avem timp la dispoziție să nu facem nimic, să-l încezim. Dacă trăiești între timp, înseamnă că trebuie să te implici. Înseamnă, știi, da, asta e altă chestie care pe mine mă bulversează. Toți creștinii, domne, semne, ca să interpretăm. Am niște neamuri prin America, nu știu ce, unul care de vreo trei ori a plecat în deșert cu mașina să vină Domnul Iisus, o dată la un munte, o dată în pustie, tot n-a venit, dar vine în octombrie, dar nu, vine la anul în august, au ei niște calcule, au niște oameni care, da? Și în loc să te duci să slujești un om în nevoie, să dai de mâncare unui amărât, tu te duci în deșert și nu faci nimic. De ce? Pentru că între timp nu trebuie să faci mare lucru. Dar când Biblia spune că sfârșitul e aproape, ne spune că trăim între timp. Ce spune Domnul Iisus? Vegheați, dar. De ce? Că dacă ar ști stăpânul când vine hoțul, n-ar dormi. Asta este atitudinea între timp, să veghem, să facem ceva. Fiecare slujire este importantă și are capacitatea de a produce roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Stăpânul a dat fiecărui rob resurse după capacitatea pe care avea, dar toți au primit câte ceva. Investește ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Investește ce ți-a dat ție și nu judeca cum investește ce a dat Dumnezeu altuia. Unul dintre studenții mei de aici, din Banatul Montan, a făcut o cercetare în zona aceea, cum au început baptiștii. Și am auzit povestea unui om, era un om de afaceri din zona Reșița și omul ăsta era analfabet.
Dar știa să facă afaceri, mergea bine. Până la urmă a făcut bani, a ajutat lucrarea și avea un obicei. El nu știa carte, avea Noi Testamente, în care cineva îi sublinease versete și el mergea și vorbea cu oameni în târg și spunea de Domnul Iisus și aia spunea, mai spune, zice, băi, eu nu știu, că nu, dar uite, ia cartea asta, citește ce am subliniat. Și mulți oameni s-au pocăit pentru că un om analfabet le-a dat un Nou Testament să citească. Deci o nimica, zicem noi, ne-ar fi rușine să facem așa ceva. Dar Dumnezeu a lucrat pentru că omul ăsta a făcut ce a putut el. Dragul meu, și tu poți să faci. Mai mult decât îți închipui tu că poți să faci. Și Dumnezeu este gata să lucreze și prin tine. Problema robului leneș era că a uitat că stăpânul va reveni. Și s-a văzut de ale lui fără să se gândească ce va face când va reveni stăpânul. Și, vedeți, răsplata nu este neapărat pentru rezultatele noastre, ci pentru credincioșia noastră. Și dacă identitatea noastră este construită ca ucenici care așteaptă și care investesc ceea ce le-a dat stăpânul, credincioșia aceasta va fi răsplătită. S-ar putea ca rodul tău să fie bogat, s-ar putea ca rodul tău să nu fie așa de bogat, dar Dumnezeu răsplătește. Stăpânul îi mulțumește la fel celui care a avut 2 talanți ca și celui care a primit 5. Ambii au făcut ceva, stăpânul e mulțumit. Dumnezeu așteaptă să fim credincioși cu darul pe care îl avem, adică să-l punem în folosință. Și se pare că, dacă e să luăm în serios textul ăsta, păcatele cele mai mari sunt indiferența și lenea. Da? Indiferența și lenea, să nu-ți pese și să nu faci. Pentru că slujirea nu este pentru beneficiul nostru. Nu pentru ca să arătăm cât de bun suntem și cât de mare succes avem, ci cum putem să slujim în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în seara asta, sper să plecăm de aici încurajați. Scopul acestui mesaj e de încurajare, nu este de judecată. Să vă încurajez să vă uitați în jurul vostru și să vedeți unde v-a dat stăpânul un talent ca să-l investiți. Vegheați, dar! Faceți ce puteți! Uitați-vă unde este nevoie! Uitați-vă unde puteți sluji și Dumnezeu vă va deschide oportunități. Sunt convins că mulți dintre voi faceți lucrul acesta și de aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze eforturile voastre și mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere în slujire. Tatăl meu avea o vorbă care am înțeles-o mai târziu. Îmi spunea, în lucrarea de slujire, el se referă la păstor, dar e valabilă pentru toți. Fiecare, Dumnezeu îi dă fiecare dintre noi o scară, care este scara slujirii. Și pe scara slujirii tale poți să urci cât te țin picioarele și mâinile. Deci cât poți să te urci până la Dumnezeu. Pe scara slujirii tale. Problema care este? Când te uiți la slujirea altuia și spui, bă, dar scara lui îmi place mai mult. Și încerci fie să iei scara lui ăla, fie să-l dai jos de pe scară, că scara lui e mai bună decât scara ta. Dar nu există așa ceva. Tu ai scara ta, eu am scara mea. Și pe scările noastre Dumnezeu ne cheamă să mergem cât de sus putem în slujire și împreună, atunci împărăția lui Dumnezeu capătă un contur. Eu adesea mă gândesc la noi în cartier acolo și la voi aici. Cum îl văd oamenii pe Iisus Hristos? Normal, noi venim aici, ne simțim bine, noi cunoaștem cultura, dar puțini oameni vin din afară, mai aducem, mai vine câte cineva, nu sunt mulți. Oamenii trec pe aici, pe stradă, nu-L știu pe Hristos. Dar tu, sunteți fețele, mâinile, picioarele lui Hristos care se văd. Când mergeți în numele lui Hristos, când faceți în numele lui Hristos, când priviți cu fața lui Hristos, și oamenii asta trebuie să vadă de la noi. Și eu cred că mișcarea baptistă are foarte multă putere și capacitate. Dar ne-am obișnuit doar să învățăm despre. Haideți să ne obișnuim să investim ceea ce ne-a dat Domnul, mult puțin, cu credință, știind că El răsplătește eforturile noastre. Amin.